Oameni buni, fie magia cât de grea, tot mai bună în Germania. Asta și-o fi zis și Robert Tudor, care și-a luat familia și s-a dus să petreacă sfârșitul lui 2018 și începutul lui 2019 în Germania, la Dortmund, unde a și văzut un super spectacol de magie. Robert Tudor este acum aici cu povești din Germania. Bite, aplauze, bite, aplauze. Și vedem și imaginile imediat. It's some kind of magic. Magicianule, dacă e bine, ne vedem la emisiune. La mulți ani tuturor inimionilor din țară și din afara țării. Exact, și din străinătate, pentru că suntem pe ProTV Internațional. Mamă, Doamne, salutare. Mi-era dor de tine, mă. Ce faci, mă? Băi, mi-era dor de tine, că noi am început emisiunea practic joi, da? Pe 3, și știi că tu vii lunea. Da, și bă, trebuia să încerc ce să... Doamne ajută. Bravo, Doamne ajută. Ai fost în Germania? Am fost în Germania. Am văzut. Acolo am făcut revelionul. Familia, copii, frumos. Cu familia, pentru că am învățat un lucru. Oriunde te duci, tu te cu familia, pentru că te simți foarte bine și te duci cu mai mare plăcere. Păi mai multe cuvinte aici. Păi, oriunde te duci, du-te cu plăcere, dar exact. E foarte important să ții familia cu tine. Am înțeles că luni pleci în Egipt. Sâmbătă plec în Egipt. Ah, deci lunea viitoare nu ne vedem. Și am neseic acolo. Și mă duc, am înțeles că acolo e mai cald. Da, și cât stai? Stau o săptămână, că n-am bandă mult. Ce să... Că da, eu vreau să le spun celor de acasă că mi-a plăcut mult data trecută când mi-ai spus că copilul tău alege de pe bilețele locul unde să meargă, să mergeți în vacanță. Da, tot da, el a prins acum Egiptul? Egiptul, da. A prins, bine, nu au fost prea multe destinații, că am zis să ne... Ai pus 4 bilețele să le păcărești pe copil. Egipt, Egipt, Egipt. Da, tu vrei în Egipt. De 4 ori și Egipt a tras. Ce să mai... Bă, dar arăți bine, mă, magicianule. Mulțumesc, deci mă mențin. N-am mai fost la sală. De Crăciun am încercat cât de puțin. Gata, ai renunțat la sală? Nu mai am timp să mă duc, pentru că am început perioada asta de evenimente în care alerg tot timpul și nu mai am timp nici să mănânc. Mă crezi? Aoleu. Da. Și am încercat în perioada sărbătorilor să nu mai bag atât de mult în mine, știi? Și să mai fac și? O selecție. Ai putut? Am putut, da. De exemplu, am mâncat carne, dar am mâncat pe cât trebuia. N-am mai... Știi că există mai multe tipuri de a mânca. Să mănânci până să face burta, da. De mai îndești și nu mai poți să bagi. Nu știu de ce sau așa la mine. Să mănânci, să mănânci cât trebuie. Ponderat. Hai să le arătăm oamenilor cum a fost în Germania, apoi avem niște trucuri senzaționale la început de an. Da. El este celebrul magician Robert Tudor, oameni buni. Priviți-l cât de bine arată. La început de an, căutați-l pe Facebook, pe Instagram. Și atenție, mare YouTuber, pregătiți-vă, pentru că Robert Tudor e în trending pe YouTube, bă băieți. E locul 41, acum a intrat pe YouTube. Ai mai crescut un loc? Intrați pe YouTube acum să-l facem number one în trending. Sunt pe Robert bine, Tudor. Da, face magii pentru că el... Fii atent, tu fă așa, giubușucuri de-astea. Da. Pentru că el, practic, acum, dacă intrați pe YouTube, ce face? Dacă intrați pe YouTube, vă ghicesc țara la care vă gândiți voi. Voi vă gândiți la țara și eu știu la ce țară vă gândiți. Și merge, a? Da. Ia fii atent, zi la ce țară mă gândesc eu acum. Tu, la România, mă, că ești patriot, ești foarte bun, da, zici tu da, zici tu da, Cătălin. Mă gândeam și la Anglia, că urmează după Egipt. Da? Că am auzit că pleci din Egipt în Anglia. Da, mă duc în Anglia la un congres al magicienilor în februarie, nu? Mă duc acolo să... Aveți și voi congres? Da, da, da. Sau sfatul magicienilor? Să fii la curent cu noutățile în magie. Plec pe 14 și mă întorc pe 18. 14 februarie? Da. Deci în Anglia? În Anglia, la Blackpool. Dacă sunteți din Blackpool, haideți să ne vedem în perioada 14-18, să facem o poză împreună. Dacă perfect! Dacă stăteai până în martie, pe 17, se duce Șandra cu Aievea la Londra. Băi, lasă-mă! Da, la... Bă, să-ți vrește părul, vă vine. Da, știu că numai sold out a avut la O2, când a fost data trecută, anul la trecut Aievea, a fost. Da. Știi de ce? Pentru că Florin e prietenul nostru care organizează. Florin Lazar, da. Da, da. Și ne-a spus, băi, am avut mulți artiști în Anglia, dar ca la Andra n-a fost la nimeni. Foarte bine. O să fie stat de populară pe 17 martie. Până atunci, hai să vedem cum a fost în Germania, iar apoi magicianul ne arată și el câteva magii senzaționale, nemaivăzute, incredibile. Plecăm în Germania pentru a face revelionul acolo și totodată, chiar în ziua de revelion, pe 31 decembrie 2018, mergem la un spectacol de magie. De fapt, ăsta este scopul plecării noastre în Germania, pentru a vedea acest spectacol de magie cu unii dintre cei mai mari magicieni din lume. Se numesc Ehrlich Brother. Mm-hmm.
suntem la hotel. Salutare, suntem în tren în Dortmund, plecăm, deocamdată n-am plecat, suntem chiar în gara din Dortmund și o să mergem către Oberhausen, unde se va ține spectacolul de magie. Sala de spectacol, unde se ține, atenție, spectacol de magie. Haideți să vă arăt sala unde se ține spectacolul de magie. Haideți să vă arăt cum arată și unde se ține un spectacol de magie. Circa 10.000 de oameni, ca să vă faceți o idee. Încă nu s-a terminat spectacolul, e format din două părți. Foarte tare până acum. Ți-a plăcut, tati, până acum? Da. Ce ți-a plăcut? M-a apărut mașina aia? Genial, mi-au plăcut numerele de magie care s-au făcut până acum, plus că au făcut numere de magie de close-up filmate și date pe aceste ecrane uriașe, chiar dacă sala e atât de mare, dar în același timp au făcut numere mari. La mulți ani și vouă, suntem în 2019, ne-am petrecut Revelionul aici în Oberhausen după spectacolul de magie și mergem acum către Dortmund. Ne vedem în următoarea vacanță peste o săptămână în Egipt și după altă o săptămână în Blackpool, în Anglia, și după altă o săptămână în New York. Așa e, mă, Davide, ne vedem după ce te întorci tu din Egipt. Da. Vii cu el la emisiune. Da. Știi că da, sunt da. Fanul lui, că place de el, că e plin de viață. Și el. Davide, te pup de aici, de la televizor. Măluță, zice. Cum? Măluță. Măluță. Tati, te duci la Măluță? Perfect. Ai un număr de magie senzațional, da, nemaivăzut, imposibil. Hai și am înțeles că prima dată l-ai făcut acasă cu soția ta. Prima, nu. Da, dacă zici tu. Nu, cu soția mea nu fac numere de magie. Niciodată? Doar, hai bă, ce n-ai numere pe față. Adică, îți iese, îți iese mă magia? Da, mă, dar mie se că sunt bine de tot. Ce să mai am? Haideți să vă arăt despre ce este vorba. De ce nu faci numere de magie cu soția aceasta? Este o hârtie cu... Dar de ce nu faci numere de magie cu, serios? Nici cu cărți nu-i faci, nici trucuri? Nu. De ce? Nu, pentru că noi avem o relație, noi avem o familie. Nu știu, mai mai fac câteodată, bă, dar mă omori. Mă pui să mă crescesc. Băi, Cătăline, bun, te rog din tot sufletul meu să-mi lași astea exact așa cum sunt ele, pentru că mă nenorocești. Ideea este în felul următor. Ce o să fac? Am aici o hârtie, după cum puteți vedea. Goală. Și, da, o hârtie normală și vă arăt mai întâi ce o să fac cu această hârtie. La fel o să fac cu un om, cu o persoană de aici din public. O să o pun pe două scaune, să stea cu picioarele aici și cu capul în partea asta și într-o fracțiune de secundă o să fac chestia asta. O să încerc să iau un scaun de sub ea și ea să rămână totuși în aer. Dau cu mâna pe dedesubt, cu mâna pe deasupra, hârtia este aici, rămâne doar ținându-se într-un singur punct.
Poftim, ia te rog hârtia și încearcă și tu. Încearcă să faci asta. Ia uite. Nu, fără să ții cu degetul. Nu merge, magicianule, că nu sunt în trending pe YouTube. Tu ești acolo. Nu pot. Hai că te învăț. Ana, veniți, vă rog. Colega mea, Ana Vladislav, da, cea Ana, care ți-a fost un fel de profesoară la sport când la mergeai sală, tu. Da. Așa. Bună ziua, doamna Vladislav, bine ați venit la emisiune. Bine v-am găsit. Vă las să ne facem numărul. Da. Ideea este fermător, Ana. Vreau să te concentrezi, să te lași pe mâinile mele, da? Vreau să închizi ochii și să adormi. Dormi. Dormi. Ana nu râde. Vorbesc foarte serios. Vreau păi, magicene. Da. Ai grijă ce-mi faci. Da. Dormi, te rog. Lasă-te pe mâna mea, da? Lasă-te ușor pe spate. Cu fiecare fibră din corpul tău ești adormită. Ești pusă pe această masă. Rămâi, te rog, acolo. Ești aici. Picioarele sunt întinse. Poftim? E adormită. E adormită și mai mult decât atât o să o învelim cu această eșarfă. O să o ducem într-un loc unde nu este nici îndurare, nici întristare, nici suferință. Ni suspin. Ba mai mult decât atât, o să-i leg picioarele cu aceste baloane pentru a fi la înălțime. Baloanele îi vor ține picioarele în aer. Dacă baloanele sunt legate de picioarele ei, este pentru prima dată când repet acest număr de magie. O să încerc să-i scot placa de dedesubt și ea să rămână pe două scaune acolo. Atenție, îi țin picioarele, placa se ia... Bă, ești nebună, căzut placa de sub ea. Se ia placa, ea rămâne în continuare, la fel cum spuneam, pe două scaune. Îi dăm drumul la cap, capul pe spate, lasă-te, te rog, în jos. Și în momentul acesta, ține picioarele întinse, te rog. Nu pot să cred. Mâinile complet goale, ba mai mult decât atât, am o foarfecă aici și o să tai balon cu balon. Pleacă balonul, pleacă balonul și ultimul balon care am... Mamă, ce poză frumoasă! Fă pozașele! Unde o pun pozaș? Pe Facebook, pe Instagram să mă urmăriți. Și ultima atenție de desum nimic, deasupra nimic, aici nimic. Pune, te rog! Aici nimic, că s-a luat după tine să... Și bă, punem înapoi... Este o levitație pe care o fac rar, dar când o fac îmi iese vorba. Poți să mă desfrești la picioare? Da, da, coboară, te rog. Poți să faci asta și cu plantă? Cu plantă, da, pot să fac cu sufletul lui să plutească. Dar el deocamdată pot. Cu neamțul poți? Cu neamțul nu. Neamțul e un băiat extraordinar pe care îl apreciez și am învățat foarte multe lucruri de la el încă de când am făcut școala de improvizație cu el. Explică foarte frumos și te învață lucruri elementare. Băiat bun, neamț, a? Zău, și te învață să gândești, adică are o minte extraordinară. Are o minte extraordinară? Da. E băiat bun. Este. E neamțul, mă. Mie îmi place mult de el, să știi. Vorbește și germană la perfecție. Da, am avut o emisiune când am vorbit în germană. Franceză. Îl așteaptă pe Mihai Trăistariu. E poliglot. E poliglot. Bun. Magicianul, îți mulțumesc. Cu drag și cu plăcere. Te învăț un număr de magie, dacă vrei. Vreau să-ți mai arăt ceva, poezii, hai. Știi că ți-am trimis o poză la un moment dat cu un tablou făcut de un super criminalist? Da, da. Mai ții minte? Da, cu noi doi. Ți-am trimis poză făcută din plastilină. Da. Exact. Un om fabulos, mie mi-a plăcut de prima dată când l-am văzut aici la emisiune, Aurel Bădulescu, căutați-l, v-am zis pe Instagram, pe Facebook, magicianule, ăsta ești tu. Deci, uitați, fix, eu. Yeah. Dar eu sunt și greu de făcut, înțelegi, pentru că la mine părțile nu corespund, ia uite, gura se duce într-o parte, asta e normală, o nară mai mare, una mai mică, vezi ce a ieșit, bă, adică... Mă, eu acum îmi dau seama, tu ai un are mai mică, una mai mare. Gura, a? Da, mă, da. De ce, mă, ești așa un pic? Am făcut box și de... Ia, stai, uite. Gata. Da. Ai portretul tău în lut. Vă mulțumesc mult de tot pentru acest Aurel portret. Bădulescu, foarte tare, perfect. Uite, o amintire foarte frumoasă, vezi că nu e lipit, să nu îl faci bucăți. Îl duc acasă. Foarte tare și îl pun acolo, uite. Bă, am mai știi să mai faci vreo magie? Da, haideți haide să că mă treabă, vine Mihai Trăistariu, participă la Eurovision. Bă, vine ce... să ne și cânte. Ce are o Mihai Trăistariu de să dezbracă?
are ceva ce tu nu ai. Am zis ce mi-a zis. A fost bun, asta mă, ce glume. Haideți să vă arăt glume. De magie, ia, da? Mă, zi, ia, camera uitați-o. Care să vină, camera? Camera de sus, ideea e că ar trebui să vedeți, să vedeți de sus ce ia se întâmplă. Ia stai un pic, da? Stai un pic, stai un pic, deci asta... Asta este un pix, da? Ia stai un pic, pix, în capac, ia, da? Un capac și un pix. Sunt formate din două, pixul și capacul. Stai, eu o să fac... Așa. Așa, da? O să fac... Măi, omule, bă, lasă-mă. O să fac să dispară ceea ce alegi tu. Ori vrei să fac capacul să dispară, ori pixul să dispară. Aici se întâmplă. Ce alegi? Zic, Cătăline, ce alegi? Pixul sau capacul? Capacul. Capacul, ia uite. Pognesc și... Adică a apărut capacul și pixul a dispărut. Da. Și uitați-vă unde e pixul, unde e pixul. Sus, ridicați camera, vă rog, ridicați camera. După urechea mea, după urechea mea, după urechea mea se află pixul. Ăsta este... primul pe care îl puteți învăța și voi. Și al doilea, pixul rămâne aici, iau capacul și îl las în palmă. Îl las acolo în palmă, iau pixul de la ureche și cu pixul fac capacul să dispară. Capacul dispare și vă întrebați unde e capacul. Și acum din nou uitați-vă sus, sus, sus la ureche și apare fix în urechea mea. Al doilea lucru și al treilea lucru este cum poți face capacul să dispară fix din mâna ta. Ia uite aici, 1, 2, 3 și dispare ăsta și apare unde crezi fix în pix. În dar pix. Tu știi de ce are pixul gaura? Pentru gaura că pixul e pixul și gaura e gaura. Pentru că... Ce mai trebuie, mă? Ce mai întreba, mă? Ce mai întreba? Da, să mă te-am întrebat. Oricum, eu e teorie că am gândit dificilă să-ți explic. Zi, ce mai întreba? De ce? Că de ce are pixul, zi, gaura asta sus, capacul, gaura sus? A, ca să sufli, că în momentul când... Nu știi ca la școală, mă? Nu, mă, ca să nu se sufoce... Că erau mulți copii care țineau pixul în gură, știi? Zău. Și le rămânea serios pixul... Capacul se sufocau și așa cu gaura asta ca să lase aerul să treacă. Nu te cred. Da, pe cuvântul meu, am citit eu pe internet. Când nu mai aveam mină la pix, făceam așa, suflam. Da. Ca să vină mine, ca să pot să scriu la școală. Bine, și Nina... Nu făcea și voi la fel. Nu, da. E foarte bun. El este celebrul Robert Tudor. Bine. Dacă vrei, poți să rămâi și tu să... Da, afli mai multe de la Mihai. Rămân că până la urmă, bă, mă interesează, omul ăsta chiar are succes. Și îmi place că el a ieșit, eu l-am urmăresc de mult timp. Bă, e foarte el tare. E singurul care a ieșit pe locul 12 la Eurovision. Care 12, mă? 7? 3. Locul 3, Tornero. Vai de capul meu. Da. Bravo, fii atent, bravo, tu fă-ți încălzirea cu neamțul, că vine Anca Bucur și apoi vine și Mihai Trăistariu.